Doi frați din Tălănești și complicele acestora din Soroca au fost condamnați la 1 an de închisoare după ce au exploatat sexual 3 adolescente de 16 și 17 ani. Victimele proveneau din familii cu venituri modeste. Una dintre ele avea un copil de o lună, alta era dintr-o familie numeroasă, iar părinții cele de trei cerșeau sau lucrau în calitate de zilieri, potrivit procurorilor PC Cox. Cu una dintre victime, bărbații au făcut cunoștință într-un club de noapte din capitală. Pe a doua, care era prietene cu prima, proxeneții au racoloat-o într-un parc. Pe adolescenta, care era mămică tânără, au cunoscut-o în preajma unui hotel din capitală. Inițial, inculpațiile spuneau că vor presta servicii de masaj erotic, însă în realitate tinerele au fost impuse să întrețină relații sexuale cu cel puțin 2-5 clienți pe zi. Inculpații au vârsta de 25, 28 și respectiv 36 de ani. În 2018, bărbații au mai fost condamnați pentru exploatarea sexuală a altor adolescente din Moldova în Timișoara. Acum, ei au fost condamnați la 22, 19 și 14 ani de închisoare. Totodată, magistrații au dispus achitarea în folosul statului a sumei de 270.000 de lei ca venit ilegal obținut în baza traficului de copii, precizează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.